Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la Interviul săptămânii, sunt Nicoleta Timaru și vă invit ca în următoarele 50 de minute să rămâneți alături de mine, să descoperim o nouă poveste, un nou exemplu și, de ce nu, cine știe, poate aflăm ceva ce chiar se va plia pe sufletul nostru. Invitatul de astăzi este părintele Iosif Dămătăr, decan al decanatului de Bacău Sud. Părinte, bun venit în studioul RCIS FM. Bine v-am găsit, mă bucur să fiu pentru prima dată aici. De multe ori ne auzeam prin telefon sau prin alte înregistrări. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și de toți ascultătorii RCIS FM și probabil și Angelus TV. Exact, vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația aici în studio. Veniți de la Valea Mare din Bacău, acolo unde de curând a fost o triplă sărbătoare. Sunteți parohul acestei comunități pe lângă numirea de decan al decanatului de Bacău Sud, numire despre care vom vorbi pe parcursul emisiunii, dar aș vrea să ne oprim pentru început la această recentă sărbătoare, această triplă sărbătoare pentru comunitatea pe care o conduceți. Am văzut în media, nu? Pentru că asta e meseria noastră, e din media, am văzut ce eveniment frumos a fost acolo, dar dincolo de ceea ce a fost, este ceea ce rămâne. Și haideți să începem cu motivele care au făcut din 25 septembrie o atât de mare sărbătoare pentru comunitatea din Valea Mare. Cu 10 ani în urmă am ajuns la Valea Mare și în arhivele parohiei am găsit o notificare că în anul 1922, era 15 septembrie, când s-a pus piatra de temelie pentru această biserică. Și, într-adevăr, pe parcursul anilor au mai fost diverse intervenții, diverse restaurări, dar discutând cu comitetul bisericesc am zis să începem și restaurarea bisericii, care la început era dedicată Sfântului Duh, iar din 36 a fost ales ca patron Sfântul Mihail. Și ne-am apucat, am schimbat întâi acoperișul bisericii pentru că era riscul să plouă înăuntru, s-a restaurat exteriorul, s-a intrat și la interior. În 2016 am găsit un pictor pe domnul Gheorghe Benchea, care a acceptat această aventură să restaureze interiorul bisericii și, într-adevăr, după un an mai bine, biserica s-a luminat. În aceste picturi, o parte au fost păstrate cele vechi, câteva care, într-adevăr, nu se mai puteau restaura, s-au mai găsit niște sfinți mai actuali, îl avem acolo și pe Anton Durcovici, avem pe Ioan Paul al II-lea, avem pe Sfânta Tereza de Calcuta și diverse alte imagini. Avem într-o parte a bisericii misterele rozarului, misterele de lumină. Și, într-adevăr, cu ajutorul Domnului s-a făcut și covorul bisericii, altarul. Anul trecut s-a făcut un altar nou de marmură. Era acolo un altar care plăcea unora, pentru că avea o sculptură frumoasă. Și discutând și cu domnul arhitect Teodor Angel și cu fii ai satului, preoți care mai treceau, ne-am gândit să păstrăm piesa principală a altarului și, cu ajutorul inspirației Duhului Sfânt, s-a încadrat foarte frumos acea piesă în noul altar și s-a și restaurat, într-adevăr, și arată, cineva spune, ca o bijuterie. Noi am făcut partea noastră, dar mulțumim Domnului că s-au reușit și celelalte lucrări la interiorul bisericii, s-a restaurat orga și acolo era tot în arhivă un anunț important că în 1936, când s-a făcut o consacrare a bisericii, a cântat la orgă părintele Ioan Duma, paroh de Galați, viitorul episcop Ioan Duma. Și mă gândeam că are o valoare așa de suflet și această orgă și am reușit să o restaurăm și interiorul este gata. Mai sunt la exterior câteva detalii, dar în general, lucrarea este gata. Deci, iată o triplă sărbătoare, odată hramul comunității, 100 de ani de când s-a pus prima piatră, piatra de temelie a acestei biserici și consacrarea noului altar și sfințirea bisericii în urma lucrărilor pe care le-ați realizat. O sărbătoare care, dincolo de, să spunem, realizările materiale, pentru că sunt anumite realizări materiale pe care le-ați menționat anterior, a reușit să atingă foarte bine zona spirituală, aducând din nou acasă fii ai satului, preoți sau chiar oamenii ai comunității care au venit special pentru această sărbătoare. Ce ați simțit dumneavoastră în calitate de paroh să vedeți atât istoria cât și prezentul îmbinându-se atât de frumos în această sărbătoare pe 25 septembrie? E adevărat, în ultima duminică din septembrie erau multe emoții acolo, în zilele premergătoare cu ultimile organizări.
Încă nu știam exact numărul de preoți, voiam să amenajăm un altar, să încapă toți preoții, dar e bine că Domnul le-a așezat în așa fel încât am știut așa aproximativ numărul preoților. Am discutat și aici la episcopie legat de ritual, era prima dată când eram prezent așa la un moment de consacrare altarului și de dimineață chiar așa am ieșit și am tras o privire, zic, iată, o zi cum n-am mai avut alta în cei 26 de ani de preoție, dar m-am bucurat să văd că oamenii de dimineață au început să vină și din sate vecine, preoții au început să vină. M-am bucurat că a venit un părinte din Germania, părintele Iulian Jitaru, care ne-a ajutat mult când era în Germania, a găsit un binefăcător care a mai ajutat la acoperișul bisericii și chiar altarul. Dânsul a găsit acest binefăcător care ne-a ajutat. Și într-adevăr, ne-am bucurat să vedem, biserica era pregătită, cei care erau cu împodobitul la fel și-au făcut parte și așteptam pe episcop. Preasfințitul Sescu, așa, care da. A venit și a celebrat acest... Da, da. La 10:40, așa, ne-am bucurat să-l primim și să ne apropiem de momentul sărbătorii. Vorbim despre acest moment care va rămâne ca o amintire, nu? În istoria personală a dumneavoastră, a celor de la Valea Mare sau a celorlalți oameni care au participat. Dar dacă e să vorbim despre viitor, vor rămâne pentru totdeauna relicvele acelea pe care le-ați pus în altar. În altar? Nu, nu e greșit. Nu, în altar le-ați pus. Vorbim despre relicvele mai multor sfinți. De unde această idee? Cine sunt acești sfinți? Și cum s-a derulat pregătirea acestui moment? Când am ajuns la Valea Mare, m-am bucurat să văd relicvea Sfintei Cruci cu acel certificat și, într-adevăr, o scoteam în Vinerea Mare, să cântăm o sărbătoare pentru așa o binecuvântare și amintea mea, dar suntem în prezența unei bucăți din Sfânta... Vorbim despre o părticică din Sfânta Cruce. Da. Și de câțiva ani din Franța am primit un relicvariu care, într-adevăr, erau mai mulți sfinți și Sfânta Bernadeta Subirum și în partea stângă avem altarul Maicii Domnului care reprezintă Lourdes. Avem imagini frumoase și este și Bernadeta Vizionara prezentă acolo. Este și Maria Margareta Anacoc. În partea dreaptă, la inima lui Iisus, a fost pictată și Sfânta Maria Margareta. Și iată, m-am bucurat că avem și această relicvă. Și Sfânta Tereza Pruncului Iisus, patroana misiunilor. Și Sfânta Clara, Sfânta Iuliana Falconieri. Aceste relicvii, într-adevăr, erau în acel relicvariu mai mare. Și de câteva săptămâni am sunat și la... Onești, gândindu-mă să avem și pe fericitul nostru Ieremia și chiar m-am bucurat să văd o relicvă frumoasă, la fel cu certificatul și toate s-au pus într-o cutie și sunt în altar, ca atunci când ne apropiem să știm că are o valoare în plus. E adevărat, Iisus este cel care e prezent mereu pe altar și când preotul sărută altarul e un semn de prețuire, dar mă uitam și oamenii din sat cu ocazia hramului au putut să atingă altarul după ce s-au încheiat toate, pentru a avea o amintire de suflet, așa. Rămâne și va rămâne pentru totdeauna acesta un punct de, nu știu, un punct de reper, poate, pentru cei care se simt deznădăjduiți și vor să apeleze prin ajutorul acestor sfinți la ajutorul lui Dumnezeu? E adevărat, când mergem în biserică, de obicei, tabernacul este cel înconjurat de lumină și acolo este centrul. Dar și altarul, se vorbea mult că altarul practic îl reprezintă pe Hristos și credincioșii chiar pusesem niște iconițe tot cu picturile din biserică, au atins de altar și au dus și acasă la cei în vârstă. Mă gândeam ca o legătură de suflet, așa, nu toți pot să vină la biserică, dar prin aceste obiecte atinse de Sfântul Altar să simtă prezența Domnului mai mult. Părinte, am zis încă de la începutul emisiunii că sunteți decan al decanatului de Bacău Sud. Sunteți primul decan al decanatului de Bacău Sud pentru că e cumva distribuția decanatului de Bacău, nu? S-a divizat și s-a împărțit pe mai multe sectoare. De ce s-a luat această decizie și care sunt plusurile pe care le aduce această nouă organizare? De câțiva ani era o discuție că erau prea mari decanatele de Bacău, Centru și Traian. Erau două până acum. Și unele parohii cumva erau la distanță mare. De aceea s-a propus să fie trei decanate, Bacău, Centru, care păstra inima Bacăul, decanatului dinainte, Bacău Sud,
14 sate în zona noastră spre București, să spunem, de la Bacău spre București și Bacău Est cu ceilalte care erau din zona Traian, decanatul de Traian. Și preoții, vă, că sunt mai bucuroși, mai uniți, ne adunăm mai ușor la ora de rugăciune, la diverse momente așa spiritual sau la hramuri, se bucură toți că au de acum preoți, pentru că într-adevăr e mai ușor să ne deplasăm la parohiile mai apropiate. Cum a fost pentru dumneavoastră personal această numire și cum vi s-a părut să preluați această funcție? E practic o nouă sarcină, o nouă etapă în viața dumneavoastră de preoție. Cu ani în urmă vorbeam cu părintele Ierdeș, care a fost vreo 25 de ani. Unchiul dumneavoastră, vom vorbi despre asta pe parcursul emisiunii. Povestea că nu e ușor, dar m-am gândit, fiind mai în afara Bacăului, la sate ne descurcăm mai bine decât la oraș. Și într-adevăr, văd că și preoții sunt mulțumiți și reușim să fim mai aproape și de comunități. Cu ce schimbări a venit această nouă funcție pentru dumneavoastră față de activitatea pe care o aveați înainte la Mărgineni, unde știm că ați fost paroh? Da, e adevărat, aici duminica, atunci când avem hram sau mir, trebuie să fiu alături de episcop sau alături de comunitățile respective și un pic mai puțin sunt acasă, dar cei din Valea Mare se temeau nu cumva să mă mute în altă parte, dar s-au bucurat că am rămas acolo și doar duminica sau la o sărbătoare merg în celelalte parohii să ajut și acolo să fim alături de comunitate, uneori în numele episcopului, când nu poate veni episcop. Cum a fost pentru dumneavoastră această mutare de la Mărgineni către Valea Mare? Practic ați rămas tot în județul Bacău, dar ați schimbat casa, nu? Casa și comunitatea. E adevărat, și acolo 12 ani am avut activitate pastorală, voiam în primul rând, pentru că simțeam că e nevoie. Și acolo au fost ceva lucrări la biserică, la oratoriu, dar, să spunem, poate prioritar era pastorația. Deja se vorbea din 2011, se vorbea că se apropie plecarea, era vorba la Roma, la un moment dat, chiar am primit, propunerea de a fi spre Roma, dar, în fine, Duhul Sfânt a gândit că e mai bine mai stat un an la margine și în 2012 am primit numirea de paroh la Valea Mare. Pe de o parte m-am bucurat pentru că și acolo știam că sunt oameni care așteaptă un preot, erau cei din Acțiunea Catolică, uneori când ne întâlneam la diverse ocazii, spuneau că au început niște rugăciuni, niște novene, niște liturghii. Pentru un paroh. Pentru că să aibă un paroh care să încurajeze asociațiile, să încurajeze activitățile pastorale. Dumneavoastră sunteți asistent spiritual al Acțiunii Catolice, sectorul adulți pentru zona Bacău Roman, încă din 2009. Acolo la Valea Mare este o organizație puternică a Acțiunii Catolice, de altfel cred că și la Mărgineni, era. Deci cumva ați rămas ancorat în aceste activități ale Acțiunii Catolice. E adevărat, m-am bucurat și la Mărgineni, chiar era o familie unde mama era responsabilă la adulți, un tânăr era responsabil la ACT, cum spune Acțiunea Catolică a Tinerilor, și fiica lor era responsabilă la copii, erau implicați în viața bisericii și asta m-a ajutat și pe mine să mă simt, spunem așa, susținut în apostolat și chiar au fost 12 ani frumoși acolo de apostolat și de susținerea comunității. Pentru că ați zis de implicare în viața bisericii, cred că atunci când ne gândim la viața dumneavoastră, putem să o descriem în mare parte prin implicare în viața bisericii. Încă din copilărie, din familie, când împreună cu cei 10 frați, nu, împreună cu părinții, erați foarte apropiați de biserică, participați la Sfânta Liturghie și iată că educația și modul în care părinții v-au crescut și familia extinsă, nu, au dus la aceste roade inestimabile, 4 preoți din familia extinsă, cred că nu greșesc, printre care 2 decani, nu? Bine, într-adevăr, părintele Ierdeș era din partea mamei. Mama era al 12-lea copil la familie Ierdeș, Giurgi și Maranda, și părintele Ierdeș era al 13-lea. Mă gândeam la un moment dat un argument pro vita, oamenii să aibă grijă de viață, iată cum pot apărea oameni mari. Al 13-lea copil fiind Ierdeș, acest iubit preot al diecezei noastre, al decanatului de Bacău. E adevărat și chiar m-am bucurat la înmormântarea lui preasfințitul Petru, iar el amintea că a fost un fel de paratrăsnet acolo, multe încercări care erau și părintele ajuta, susținea pe unii pe alții, că într-adevăr a fost foarte implicat și l-am însoțit și eu în diverse ocazii, poate ceva experiență am prins și de la el, ne aduna în copilărie, în fiecare an de Sfântul Gheorghe, era bunicul nostru, ne adunam copiii, nepoții și într-adevăr am văzut această dorință lui de a fi aproape de oameni. Când se apropia programul, gata, trebuie să merg, mă așteaptă credincioșii. Era cumva foarte punctual așa și
nici era și nu așa, dacă reușim să mergem pe acest drum, spune Dumnezeu că e nevoie de continuat apostolatul în biserică. Chiar mă încuraja când a aflat că am intrat, n-a insistat el, a aflat că am intrat. Dar l-ați privit ca pe un exemplu, văzându-l preot, văzându-l la seminar, pentru că erați încă mic când îl urmărați, când îi vedeați parcursul, l-ați privit ca pe un model? E adevărat, îl vedeam mai mult când venea la Budea, era mic, nu? După aia, sigur, ca seminarist, ca preot, îl vedeam la Bacău ca și decan și vedeam că era apreciat de lume pentru stilul lui popular, predicile, pe înțelesul tuturor, și mulți povesteau în momentele grele, părintele îi salva, îi ajuta, găsea totdeauna o soluție. Cuvântul potrivit și soluția. Da. Și asta cred că dacă am făcut un salt în copilărie, aproape jumătate de secol, într-adevăr, cred că acolo s-au pus și bazele vocației, când ne adunam la casa bunicilor, era și o soră a lui, sora Josefa, sora asumționistă, și ne aduna și ne vorbea despre Lourdes. A mai fost o perioadă la Lourdes, făcea niște tablouri cu mesaje de suflet și chiar în multe biserici acele tablouri făcute de sora Josefa, și tânsa ne încuraja, iată, dacă simțiți chemarea, puteți merge. Încă era greu cu seminarul atunci, pentru că erau puține locuri, nu era în fiecare an examenul, dar cred că acolo au fost bazele. Și părintele Anton Demeter, fratele tatălui, îl mai vizitam uneori la Barticești, și la fel spunea că s-ar bucura ca cineva să ducă mai departe acest apostolat în biserică. Totuși, primul preot pe care dumneavoastră l-ați privit, copil fiind, cu admirație, cine a fost? Cred că chiar din copilărie am fost mai aproape de parohul de Butea, părintele Aloise de Moc, Dumnezeu să-l fericească. Era ca un tată pentru noi, mereu, mereu ne încuraja să fim aproape de biserică. Când am intrat în seminar, deja din primele vacanțe, spunea, băi, dacă într-o zi voi să fiți preoți, e bine să vă obișnuiți, să faceți o cateheză, să însoțiți un grup de copii la cor. Și chiar mă uitam, asta mi-a prins bine, că deja ne-am obișnuit cu apostolatul. Chiar ne-a ținut la parohie vreo 2 ani, ca seminariști în vacanțe. Ne invitam, uite, puteți sta aici la parohie, aveți o cameră ca să putem observa. Să trăiți, să corect, vedeți ce ar însemna de fapt această viață. Apostolat. Dar pentru dumneavoastră, când a apărut prima dată această dorință, această inițiativă de a urma drumul preoției? Cred că eram prin clasa 8-a, atunci Butea, satul natal, erau 10 clase care se făceau și eram mai aproape de biserică, dar știind că e greu de intrat la seminar, erau 15 pe loc la un moment dat, nu făceam mari iluzii. Știam că școala de la țară era, să spunem așa, limitată și nu ne consideram cei mai buni numai decât, dar am zis că încerc. Și în 1983 am încercat prima dată, dar fiind 15 pe loc n-am avut atunci șanse. Ce ați făcut văzându-vă în fața acestui aparent eșec în acel moment? M-am întâlnit și cu părintele Despinescu și chiar zâmbea, ci că ai căzut cu succes, că văd că vrei să mai vii. Deci ați privit ca pe un succes până la urmă, ca pe o nevoie de aprofundare, de o pregătire mai bună, și ați revenit după cât timp? După 2 ani am făcut la Dimitrie Cantemir, 2 ani liceu la Seral, cumva 11-12 acolo, și după aceea, în 1987, iată, sunt 35 de ani, chiar în septembrie am primit vestea bună, iată că am reușit la seminar, și a fost o bucurie mare, un vis împlinit, să spunem. Cineva chiar spunea, ce faci, reziști tu acolo 10 ani, o să fie greu. Spuneam, și 15 ani de-ar fi. Deci n-ați privit-o niciodată ca pe o perioadă grea, ca pe un viitor calvar, să zicem. Nici vorbă, și era un vis, într-adevăr. Atunci chiar discutam cu un părinte care îmi spunea, vezi că e frumos la seminar, dar ai grijă, nu trebuie să te iei după oricine, că poate să fie cineva acolo care nu-i hotărât, poate să devină preot. Atunci trebuie să fii atent și în seminar, cum colaborezi, cum înveți cu ceilalți colegi ca să păstrezi calea cea dreaptă. Sunteți un om influențabil, părinte? Adică un astfel de om v-ar fi putut influența dacă era să vă apropiați de el? Au fost câțiva care într-adevăr și-au dat seama că nu e seminarul pentru ei și s-au retras, în fine, dar slavă Domnului că era credința de acasă pe care am învățat-o în familie. Mereu era tradiția la noi seara, deși tata mergea la Roma să lucreze o zi întreagă, seara mai venea, mai lucra prin grădini, ne aduna pe toți și împreună cu mama ne rugam.
era rugăciunea de seară sacră, am putea spune, împreună chiar prin luna octombrie câteodată și la rozariu, când ne adunam, vedeam, tata era obosit după o zi de muncă și zic, dacă tata rezistă, trebuie să rezistăm și noi, până ne-am obișnuit și cu o viață de rugăciune. Dar având aceste modele în casă, în familie, nu mi-a fost greu, chiar când am întâlnit persoane care poate mai aveau alte idei, știam drumul. Nu sunteți singurul care îmi spune că în copilărie rugăciunea avea un rol atât de important și era un moment atât de neomis, practic, era nelipsit din ritualul familiei. În zilele noastre știm că acest lucru se întâmplă în tot mai puține familii. De ce credeți că este acest lucru? Cred că e un fenomen care exista și atunci, pentru că mi-amintesc când se lăsa seara, ne chema mama acasă sau un frate mai mare, soră mai mare. Unii rămâneau în drum din vecini și făceam un bilanț după un timp. Cei care eram acasă seara, noaptea eram acasă, no, majoritatea s-au realizat. Cei care stăteau mai mult pe drumuri, a fost riscant. Nu? Anturajele rele și obiceiurile care puteau să se deprindă unul sau altul. Și de ce nu mi-a părut rău că eram chemat acasă, era sprivinile noastre. Ați fost vreodată ocărât sau, nu știu, vorbit, privit altfel de către colegii de joacă că plecați acasă la rugăciune sau că ascultați de părinți? Poate. Practic, normalitatea a fost privită ca o anormalitate? Majoritatea apreciau că totuși ne rugam, că mergeam la biserică și cum era în advent. La cele rorate, nu? Da, mergeam cu toții la biserică. E posibil că unii care aveau alte obiceiuri. Mi-amintesc un moment, dar în fine, asta e din cele mai negative. Mergeam la biserică la 6 dimineața cât era și un vecin, fine, nu dăm nume, că asta e situația, săracul venea, pe unde a fost la distracție, băut, a căzut jos acolo și mă gândeam, zic, iată, ce poate fi? Dacă noaptea, ce se poate întâmpla în timpul unei nopți, nu? Și de asta zic că îi mulțumim Domnului că totuși suntem pe calea bună și avem ce învăța mereu de la biserică. Întorcându-ne la familiile din zilele noastre, ce le spuneți și cum să facă astfel încât rugăciunea să fie parte din viața lor? Am avut o experiență, discutam cu un prieten și spunea că era căsătorit de câțiva ani, aveau un băiețel, vreo 4 anișori și duminica se gândeau să le ia la biserică și copilul se juca ceva acolo și a refuzat-o pe mama. Nu, eu nu merg la biserică, eu mă joc. Și a venit tata și povestea că m-am pus lângă el și am explicat, uite, noi avem o regulă în casă aici, duminica, ne oprim de la activităților și mergem în casa Domnului, să-i mulțumim Domnului pentru tot ce ne-a dat, să ne ajute în continuare, ce spui, vii și tu cu noi? Și ar fi zis să vă mic, dacă așa stă treaba, vin și cu ce? Am de ales, nu? E interesant. Deci, practic, noi ca părinți trebuie să facem astfel încât așa să stea treaba? Ideea ar fi să cerem, dar să dăm exemplu. Părinții să meargă la biserică, părinții să se roage și atunci copiii vor vedea și se vor ruga de drag și ei vor merge la biserică de drag sau mai sunt unii care spun, mergeți și voi să vă spăvăziți, vă împărtășiți, dar copilul se uită, dacă tata nu merge. Eu de ce mă ajut? Și într-adevăr e important părinții să caute să fie ei primul model și copiii vor copia încet, încet. Totuși, gândindu-mă la imaginea familiilor din zilele noastre și la imaginea pe care dumneavoastră ați creionat-o atât de frumos, cred că rozariul și cartea de rugăciuni sau rugăciunea au fost foarte ușor înlocuite de telecomandă, de telefon, de mersul la mall, de mersul la nu știu ce soi de distracții. Totuși, trăim în lumea în care avem nevoie și de aceste lucruri. Cum facem să găsim proporția corectă și cum le îmbinăm astfel încât să avem și partea aceasta lumească, dar și partea aceasta spirituală? Sfânta Carte spune, e un timp pentru toate. Și cred că aici trebuie familia, care e prima biserică, să-l ajute pe copil să împartă bine timpul. Dacă 4-5 ore copilul la școală, o oră, două, mai face teme, totuși să găsească un timp pentru rugăciunea în familie. Sau m-am bucurat să văd la Valea Mare în câteva case o măsuță și acolo era Biblia, era o carte de rugăciuni, viețile sfinților, aveau o cruce pusă acolo într-o margine și spuneau, un mic altar în familie, așa, practic, și, nu? Și m-am bucurat să spun că este altarul nostru, părinte, și seara ne adunăm mai 5 minute, ne rugăm împreună și parcă ne simțim mai bine și citim și un fragment din Scriptură. Mă gândeam ce frumos ar fi dacă am readuce aceste tradiții frumoase, dar și atunci familia ar fi binecuvântată, iată, prin prezența cărții sfinte, prin momentul de rugăciune și asta ar duce la unitatea familiei, nu? Când se roagă toți împreună.
credeți că această bază care v-a fost pusă în copilărie de către părinți în frumoasa familie în care ați copilărit v-a ajutat pe parcursul vieții? Pentru că îmi închipui, ați intrat în seminar, nu au fost momente ușoare, ați privit-o dumneavoastră că asta vreau să fac, asta e, nu e greu, dar au fost cu siguranță momente de cotitură, momente în care v-ați simțit deznădăjduit sau știu și eu ce alte sentimente v-au încercat. Apoi, sfințirea ca preot, numirea ca vicar, schimbarea dintr-o parohie în alta, diferite situații, credincioși care poate au apelat la sfinția voastră să-i ajutați într-o privință sau alta. Eu cred că în viața dumneavoastră, ca și în viața fiecăruia, au fost momente grele în care v-ați întors la această bază pusă în familie. Se spune că, în general, dacă ai o copilărie frumoasă, dacă ai o bază spirituală, chiar dacă apar momente de încercare, de criză, acele momente din trecut îți dau forță să mergi înainte. Și la noi, într-adevăr, au fost cei 2 ani de cantorat, cum se chema, așa, dat bacalaureat, am plecat după aia în armată, la Zalo. Ați făcut armată, părinte? Da, ultima serie. La Zalo, am mers în 1980. Ne întoarcem, sunt povestiți despre asta. Da, da, da. Așa. Și, într-adevăr, acolo poate au fost momente mai grele, în armată, când erau unii ofițeri fără Dumnezeu, care mi provocau, ne încercau, chiar era 15 decembrie 1989, când ne-au scos pe un câmp de luptă acolo și tocmai ninsese, ploase, era... Și a trebuit să mergem târâși vreo 30 de metri pentru că cineva a ieșit din front când am mers la masă. Deci, bă, ideea e cumva acelui ofițer. Și apoi, deja în 2 ore, trebuia să fie hainele din nou curate. Cum se face asta? Bine, erau niște chestii, dar cred că credința ne dădea putere să nu ne blocăm. Priveam înainte, că știam că și asta e o perioadă. Într-adevăr, a fost o bucurie când a venit vestea că s-a... că a fugit Ceaușescu, nu? Și deja ne simțeam mai liberi și noi, că până atunci erau tot felul de momente din asta, de formare, de ziare, pregătirile cum aveai acolo pentru congrese, dar atunci deja lumea s-a liniștit și era o bucurie și pe acolo și ofițerul care se purta mai sever deja se temea. Dacă cumva se răzvătesc soldații? Și chiar în noaptea de Crăciun ne-a scos pe noi teriștii, cei cu termen redus, mergeți prin oraș să liniștiți poporul. Să știe oamenii că nu avem nimic cu ei, noi apărăm. Dar a fost amintiri frumoase. V-a ajutat în vreun fel perioada aceea în armată? Știu că a fost o perioadă grea, așa cum ați povestit un scurt episod, da, de altfel. Cu ce v-a ajutat ca om, totuși, acea cred perioadă? Cred că, cum au frații călugări noviciatul, pentru noi cred că armata a fost noviciat. O călire în mijlocul lumii, în mijlocul... soldați erau unii și ortodoxi, erau și protestanți. Mulți ne apreciau pe noi, ne vedeau că suntem uniți, că nu avem, comportări dubioase, că mai erau unii alții pe acolo din alte confesiuni mai în jur, și am văzut că catolicii ăștia au drumul lor. Noapte de Crăciun, slavă Domnului, am putut să mergem la liturghie și chiar la o întâlnire colegială ne aminteam ce frumos. Am lăsat noi acolo armele în spatele orgii și am cântat la slujbă. Au fost și momente, spunem așa, de încercare, dar și de bucurie. Eram liberi, oamenii chiar... se bucurau, aduceau cafea, aduceau ceai, na, trecuse regimul și oamenii așteptau și acea libertate și noi ne-am bucurat ca și soldați alături de ei. Cum a fost schimbarea din armată la seminar? Practic 2 medii total diferite. E adevărat. Sau era un fel de armată și la seminar? Așa se spune, e o disciplină, un program, dar asta ca să ne maturizăm, să ne formăm pentru viață. Pe 1 martie, practic, am primit vestea bună, teriștii, teologii nu mai fac armată și atunci ne-am întors la seminar și chiar ni strigau ăștia, au venit armata. Într-adevăr, câteva luni a urmat sfințirea episcopului Petru Gherghel pe 1 mai atunci, noi eram cu organizarea, cu pregătirile așa, diverse intervenții, noi eram în prima linie și apoi din 90 toamnă deja am început anul 1 de teologie. Și apoi în 96 a venit mult așteptatul moment și pregătit moment, nu-i așa? Momentul în care ați fost sfințit preot chiar de către episcopul Petru Gherghel, la sfințirea căruia ați zis că ați asistat din primul rând. Cum a fost această încununare a ultimilor ani din viața dumneavoastră, ani de pregătire? Cum a fost perceput acest moment pentru dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră? Mai parcă e greu să dai 26 de ani în urmă. Dar, într-adevăr, era ultimul an ca diacon, chiar am fost la Oituz în prima mea experiență pastorală, apoi la Piatra Neamț de Paști în 96 și când a venit momentul hirotonirii, ne-au dus la Botoșani pentru exercițiile spirituale, o săptămână în care am intrat în noi înșine și să
tragem o linie, iar era undeva istoria cu unul care a stat 2 ani undeva separat pe o insulă și a fost întrebat ce ai făcut, dacă și că eram 2 și m-am întors numai eu, omul cel vechi să rămână. Într-adevăr, ne-am pregătit să fim oameni noi, gata de pastorație, de misiune, știam că e nevoie în diverse comunități, nu știam unde vom ajunge, era un mister și asta. Și într-adevăr, hirotonirea a fost plină de emoții în fața catedralei, chiar aici eram, așa, și primiția, prima duminică din iulie 1996, în satul natal, după 10 ani, cu 10 ani înainte fusese hirotonit Părintele Dor, cu Părintele Demeter, Părintele Lucaci, și după 10 ani din nou sărbătoare în sat, cu mic, cu mare, a venit comunitatea la sărbătoare, am bucurat să fie și Părintele Anton Demeter, fratele tatălui, și Părintele Ștefan, chiar ei m-au adus la Bacov, Părintele Ștefan și Părintele Dumitru Gavă. Credeți că ați fost oarecum favorizat prin prisma experienței pe care ați putut-o învăța și vedea-o la rudele dumneavoastră, deja preoții Anton și Ștefan? E posibil că asta ne-a ajutat și ne-a încurajat. Dacă ei au putut, voi putea și eu să merg pe drumul ăsta. Unii colegi spuneau, băi, cred că o fi pus cuvânt cineva, dar din câte am înțeles mai târziu nu avem nicio treabă, că n-am reușit la început, era clar că... Doar dacă v-a pus cuvânt să nu. Da, dar ideea e că, într-adevăr, s-au bucurat, știi, când am venit momentul hirotonirii, s-au bucurat că lasă pe mâini bune pastorația, apostolatul, să-l duce mai departe. Și chiar cu 10 ani în urmă, Părintele Ștefan a trecut la Domnul, dar m-am gândit că trebuie să învăț tot ce a fost bun la ei, să duc mai departe. Și este cumva și o provocare pentru dumneavoastră personal să reușiți ceea ce au reușit ei? Pentru că știm bine, sunt preoți iubiți de comunitate, sunt preoți care au făcut multe pentru dieceza de Iași. E cumva o obligație, o chestiune care vă ține în priză și vă obligă? Poate fi o provocare, e adevărat, lumea așteaptă mult. Unii sperau să ajung la Bacău, centru de amintesc, eu prefer totuși mai la țară, provin de la țară, mă simt bine înconjurat de comunitate, de, viața la țară în general. Viața la sat. Și de acolo, într-adevăr, putem ajuta, iată, și ca asistent la Acțiune Catolică de vreo 25 de ani de acum, când am această misiune, am fost la tineret și apoi la adulți, cercând să fim aproape de comunitate și acum, ca decan, într-adevăr, o responsabilitate în plus, dar îi spun de obicei și la credincioșii mei, rugați-vă pentru mine ca să vă pot sluji cât mai bine, că sunt multe de făcut. Acum sunteți decan și poate pentru unii pare incredibil, dar ați fost și tânăr preot, vicar, trimis la Săbăoani, trimis în prima experiență, prima activitate personală. Ce vă amintiți de acolo și cum v-a fost să intrați efectiv în activitatea de preot? E adevărat. O comunitate cu pretenții, îndrăznesc să zic. Săbăoani a fost mereu un centru catolic puternic, de unde sunt mulți preoți. Bănuiesc că aveau credincioși și multe așteptări de la preoții parohiei. E adevărat. Nici acum nu sunt prea dolofan, dar atunci eram și mai subțire. Cred că avea vreo 80 ceva de kilograme, în fine. Dar unii spun că am avut suflet mare, în sensul că deja din prima duminică le-am spus că aș vrea să fiu părintele tuturor, și a copiilor, și a tinerilor, și a adulților, și a bătrânilor. Și, într-adevăr, în câțiva ani de zile... Patru ani ați fost acolo, 96-2000. E adevărat, dar mă uitam acolo pe niște registri, erau vreo 600 de copii înscriși în armata Maicii Domnului. Copii care veneau mai des pe la biserică, de acolo s-a format corul copiilor, care chiar în anul 2000 s-au făcut niște turnee cu un program de cântări și m-am bucurat să știu că e ceva, credința se transmite și prin cântec. Era radio local, la fel seara, diverse activități, s-a înregistrat un program cu copii, un rozar, care la fel era transmis, deci asta acum 20 de ani mai bine, și mă bucur că acum s-au specializat, apar tot felul de înregistrări frumoase, dar atunci un casetofon mic și cu asta făceam emisiuni și pentru copii și pentru tineri, după liturghie rămâneam cu ei acolo și înregistram. Încercam ce faceți voi aici profesional, noi să facem la nivel așa local. Așa cum erau timpurile atunci. În mod cert v-ați atașat de acea comunitate, v-ați construit acolo o viață, dar a venit inevitabil momentul mutării. Ce simte un preot când pleacă dintr-o comunitate, părinte? Mi-amintesc, parcă acum era când au închis porțile parohiei. Ministranții de acolo, cei care erau mai des la biserică,
Într-adevăr, era un pic așa necăjit de ce trebuie să meargă preotul mai departe și le-am spus că mai sunt și alte comunități care așteaptă un suflet nou. Asta preotul. Era teoria pe care le-o spuneați și le răspundeați, dar ce era în sufletul dumneavoastră? Ați simțit durere de câte ori ați plecat dintr-o comunitate? Știi că m-am gândit deja din timp, după 3 ani mă așteptam. De obicei era 3 ani, după 2-3 ani. Și faptul că episcopul a acordat șansa să mai fie un an acolo, înseamnă că mai era de lucrat cu determinat câte ceva. Da. Era și revista locală pe vremuri, Arii de Iubire. Și acolo lucram cu asta, mergeam, n-aveam posibilitate să scriem la Săboani, mergeam la frații școlilor creștine la Pildești. Acolo câteodată seara la 10 mergeam să mai corectăm un pic. Asta era, încercam să ajungem la oameni. Era radio care ajungea în aproape 2000 de case. Această revistă locală mai era la un afișier la intrare și încercam diverse compoziții, diverse materiale să formăm comunitatea. Și faptul că nu era pe atunci internet, îi atrăgea la biserică. Veneau cu drag și chiar m-am întâlnit în Italia cu o serie din copiii de atunci și spuneau că erau încântați că au crescut la umbra bisericii și chiar am o poză cu un grup, cred că vreo 120 am mers cu ei la Părintele Demeter, la seminar la Roman și mă uitam, dintre ei sunt vreo 4 preoți. Sunt vreo 3 măicuțe la fel de cei care au crescut, să spunem așa, lângă biserică. Nu mi-ați răspuns la întrebarea legată de durere, părinte. Simțiți durere sau simte un preot durere atunci când lasă o comunitate pentru alta? Este o mică durere, dar nu știu, de felul meu mă adaptez atât de ușor. În sensul, știam că trebuie să merg mai departe. Aici mi-era greu să-i ogoiesc, vorba română, să-i liniștesc pe ei. Dar știam că așteaptă și acum m-au întrebat când am plecat de la Mărgini, părinte, ce plecați? Zic, dacă voi v-ați așa, atunci trebuia să rămân la Săboani. Și atunci am zis că este normal, după 2-4 ani un vicar pleacă mai departe, iar un preot după 10-15 ani maxim merge în altă. De ce normalitatea asta? Și la fel de la Mărgini, când am plecat, știu că venise acea, după 11 ani, acea cerere să merg la Roman, dar așa s-au schimbat lucrurile și după un an deja eram deschis sufletește. Ideea e că rămâne colaborarea de la distanță acum. Chiar dacă cei de la Săboani sau Mărgini vor să mă audă, ne auzim oricând, avem transmisiunea în direct și din comunitate. Îmi vin în minte versurile părintelui Eugen Budău: eu n-am casă nicăieri, dar oriunde sunt acasă. Ar putea descrie acest vers viața unui preot? E adevărat asta și chiar pe unde am mers acum ca decan le spun preoților: nu trebuie să fim ca în Occident, că dacă nu scrii cu o săptămână înainte, n-ai voie să mergi într-o parohie. Ar trebui să fie această deschidere. Noi suntem administratori, ca preoți, nu? Acum suntem aici, mergem în altă parte, în numele episcopului. Și atunci, dacă nu mă consider stăpân, proprietar, eu practic slujesc aici, merg mai departe. E adevărat că uneori parcă te doare inima când îi vezi pe cei mici că suferă. Și aici mă întrebau câțiva părinte, asta în biserică, nu cumva plecați? Da, să liniștiți deocamdată, ne facem datoria cât la Domnul și așa cum ne rânduiește biserica, dar cât stăm aici slujim cu bucurie și când va fi să vină timp, mergem cu drag mai departe. Care este cea mai mare mulțumire pe care ați avut-o până acum ca și preot? Știu, cred că la fiecare stațiune aveam amintirile ei Săboane, când într-adevăr acolo am pus suflet în primii 4 ani și unii mă întrebau de ce te implici atât, dacă nu o să mai... cei care o să vină nu o să mai poată continua toate inițiativele, zic, acum simt că e nevoie. Nu, o să fie radio, local, revista locală, întâlnirile sâmbătă, duminică, îmi amintesc, nu aveam timp pentru mine, pentru că eram cu grupurile, dar am meritat, nu? După ani și ani vezi roadele, la fel și la Mărgineni, poate au fost, așa să spunem, eforturi mari, dar te bucuri într-adevăr să vezi, iată, preoți și persoane consacrate, familii care s-au format și chiar unii spun, părinte, ne-ați căsătorit, sau când a fost acum, câteva luni, a venit și a părinte, uitați când ați, sunt primul botez de la Săboani, la cineva, n-aveam poza aia. Iată, după 25 de ani, cineva... Să vină cineva să... Da, care își amintește cu drag și apoi, știu, ei au simțit că am pus suflet pentru ei, mie mi se părea că e ceva normal, că asta trebuie să fac orice preot. Făcut datoria. Tocmai, dar și cu bucurie și timpul trece și mai repede. Când nu calculezi, cum spunea Maica Tereza de Calcută, orice ar fi, o să punem iubirea acolo unde suntem. Știți, am zis că v-ați făcut datoria, dar e o mare diferență între a-ți face datoria cu drag, cu suflet și cu implicare și în a-ți o face pur și simplu, să spui, asta e datoria mea, nu fac nimic extraordinar. Dar e clar că, din ceea ce îmi povestiți, peste tot ați pus suflet. Iată și că ați vorbit despre reviste și la Valea Mare este această publicație trimestrială Ecouri din Vale. Ultimul număr chiar vorbește despre sărbătoarea cu care am deschis această emisiune.
E ceva extraordinar ca la sat să reușiți să îi implicați pe tineri, pe chiar bănuiesc că și adulți sunt care se implică și scriu în această revistă, care va rămâne mărturie. Pentru că peste ani s-ar putea să vină cineva și să vă zică: părinte, ia uitați, acum 25 de ani a fost acea triplă sărbătoare. Vă amintiți cum am lucrat noi la revistă? Mi-am amintit și la Mărginine, am avut un episod. A fost o întâlnire a pedagogilor din județul Bacău. Erau vreo 100 de profesori, pedagogi și la un moment dat am prezentat volumul 8 ani de drum spre lumină, se chema acolo. Și într-adevăr s-a uitat acolo. Bă, dar aici e istoria unui sat, un deceniu și aproape. Într-adevăr, m-am bucurat și eu când am găsit în registre diverse evenimente de la Faraoa în Valea Mare, de acum 100 de ani. Și mă gândeam, e bine să fie acolo, anii trec și chiar mă uitam aici fotografii de acum 100 de ani. Iată cum arăta biserica. Cum arăta biserica. Iată cum arăta acum 10 ani și cum în zilele noastre. Încercăm să lăsăm ceva după noi. După acest principiu, cred că v-ați ghidat în toată activitatea dumneavoastră de până acum, dar cu siguranță ați avut exemple în această privință și iată cât de important este acest schimb de informații, de păreri, de impresii și de trăiri, schimb pe care știu că îl faceți și în familie, pentru că anual aveți o întâlnire cu toată familia, nu? Cu familia extinsă și v-aș ruga să-mi povestiți acest frumos obicei și cam cum se derulează el. Da, cred că și aici este un istoric. Am învățat asta din copilărie, când ne adunam la casa bunicilor, prin anii 80, chiar la un moment dat, spuneau unii că erau vreo 120 din toate generațiile. Am făcut un arbore al familiei, bunicii, părinții și atunci și toți ceilalți verișori. Și într-adevăr, când s-au dus la domnul bunicii, bunicul avea 96 de ani, George Erdeș, am preluat în familiile noastre această tradiție și odată în an, în luna august, ne adunăm majoritatea fraților, a nepoților, strănepoților. Mă amintesc că era prin 92, sora mea mai mică, Cristina, i-a pus în căruța lui tata, avea tata o căruță pe timpul 10 nepoții și cu o căruță de nepoți. Dar într-adevăr, era o bucurie și pentru părinți să vadă copiii împreună, nepoții să-i vadă și chiar erau uneori spectacole. Nepoții ce-au învățat la grădiniță, la școală, prezentau la întâlnirea familiei și chiar mă uitam, se completau reciproc, urcau pe prispă și prezentau ce-au învățat. Și era bucuria părinților și a bunicilor, într-adevăr. Și acum când îi vezi, la rândul lor au ajuns familiști, au copii, au nepoți chiar, în fine, 10 frați, 2 măicuțe, suntem 3 consacrați pe acela arbore, suntem pe așa tulpina principală, nu? Și ceilalți 7 cu copiii, cu nepoții, sunt pe ramuri și într-adevăr mama ea ne susține ca Moise pe timpul cu rugăciunea și noi într-adevăr încercăm să o bucurăm prin prezența noastră. Ce urmează în viitor? Pentru că ați vorbit despre generația dumneavoastră și despre cei care au urmat aceeași cale. Mai vine cineva din familie din urmă, părinte? Într-adevăr, ca și consacrat, mai am un nepot, un dămătăr Cezar, care e la seminarul franciscan, cu ajutorul Domnului câțiva ani, să ajungă și el pe urmele părintele Anton Demeter. Ne bucurăm că sunt implicați în parohiile lor, chiar discutam cu un părinte, iată, familia așa, dădea numele acolo, ne ajută, e mâna dreaptă la biserică. E important, iată, cei care putem fi ca și consacrați sau cei care sunt laici, dar implicați în biserică, e și acesta un apostolat. În timpurile pe care le trăim, știm bine, numărul preoților, al persoanelor consacrate a scăzut, puțin mai aleg această cale, dar căutăm totuși o modalitate, o formă în care să îi îndreptăm pe cei tineri să aleagă totuși acest drum. Ce le spuneți celor care poate nu au curaj să înceapă acest periplu către o viață dedicată slujirii aproape lui și lui Dumnezeu? Celor care ne urmăresc la RCS FM sau la Angelus TV, le-aș spune să aibă grijă celor mici încă de când sunt copii, să-i ajute să pornească pe acest drum al chemării. La Valea Mare avem vreo 15 ministranți și dintre ei deja 3 au mers la seminar. Unul a mers la seminarul mare anul acesta, dar trebuie într-adevăr să-i ținem aproape de biserică, să-i încurajăm și e nevoie de modele și aici copiii au nevoie de modele. E adevărat, în primul rând în familie și dacă părinții vor încuraja copiii, chiar săptămâna trecută ne-am adunat copiii de clasa 3-a și am rugat și părinții să vină pentru înscrierea copiilor și m-am bucurat să fie și mamele lor.
Și chiar erau în față în biserică acolo și le-am zis, cine ar vrea să fie ministrant? Și deja câțiva dintre ei erau speranță că în câteva luni pot intra la ministrant și doar așa îi putem încuraja ei să găsească un loc unde să se simtă bine, să se fie prețuiți. Vedem și așa după liturghie și când eram la Savoia, după slujbă, se adunau, mai întreba una alta, concurs de cultură generală, tot întreabă. Și atunci întrebăm, iată, din Mica Biblie ceva sau cum e octombrie, Misterele Rozarului. Și acum Carmen, de care îi învață dinainte, părintea părinte să întrebă. E bine că reușiți încă să îi stârniți cu astfel de provocări. Pe timpul meu era, te bucurai că îți dădeau o iconiță, aveam acea colecție de iconițe, dar nu știu în ce măsură îi mai bucură pe copiii zilelor noastre să primească o iconiță sau o răsplată de la părintele care știm bine ce poate fi. Încă cei mici se bucură. Chiar a fost în luna mai. Am dat cu un album și câte o iconiță la cei care veneau și chiar s-au bucurat. Părinte, uitați, am reușit să completez. Cât sunt încă inocenți. După un timp, într-adevăr, când mass media influențează, mai scade elanul spiritual la unii, dar sperăm că totuși ce au prins în copilărie va rămâne cu siguranță. Poate fi, nu e așa o proporție favorabilă între mass media, gadget-uri și tot ceea ce le ocupă timpul și cele spirituale, variantele pe care dumneavoastră le propuneți atât de frumos. Nu e adevărat asta și încercăm și la biserică, cateheza cu cei mai mici, cateheza cu adolescenții, a fost cateheza pentru mir. În cateheza logodnicilor, de obicei în postul mare facem și e ocazie într-adevăr să arătăm. Asta e calea dreaptă, calea bisericii. Cine, măcar să nu zic că n-am știut, important să cunoască lucrurile astea. Știm bine că la sat, mai ales în luna august, așa cum ați zis și dumneavoastră de acele întâlniri, se adună toți sau mare parte din fiii satului, revin acasă, pe la casele părintești, deodată se întorc la o viață pe care au trăit-o înainte. Dar mulți dintre ei, când se duc în străinătate, în locul unde trăiesc, uită de biserică, uită de părinți, uită de ulițele copilăriei. Ce le spuneți acestora? Cât de important este să nu-și manifeste acest atașament față de biserică și de familie doar în luna august sau decembrie, când vin în țară? E adevărat, m-am bucurat în vara asta. Cred că au fost vreo 100 din comunitate care s-au întors acasă. Avem un pelerinaj special pe 22 august la Cicela. E o capelă undeva la 6 km în afara satului. Se spune că acum vreo două secole acolo se retrăgeau cei care erau bolnavi sau care sufereau din cauza unor epidemii, ciumele, prea se vorbea despre aceste boli și într-adevăr se retrăgeau acolo. Și după ce au trecut la Domnul cei de acolo, se spune că s-au pus niște cruci și an de an acolo mergem pe 22 august la o liturghie pentru reposații care au trecut la Domnul acolo și cei care vin din străinătate abia așteaptă acest pelerinaj. E ceva frumos, într-adevăr, și drumul, calea crucii care îl facem până acolo. Cu comitetul bisericesc am amenajat capela și niște mese așa mai solemne și cine trece se poate odihni și de obicei se încheie cu un prânz așa, câmpenesc, chiar am lăsat vreo 500 de porții de sarmale, mălai, pită, au pregătit acolo de toate și era o bucurie generală pentru toți la mijlocul lunii august. Cum fac acești pelerini să păstreze acest sentiment și în locurile în care pleacă în lume? Unii dintre ei cred că se organizează, mi-amintesc, eram la margine încă și câteva familii care se mutaseră în Italia, erau o familie cu 12 fete la un moment dat, 7 frați erau în zona Arezzo. Și chiar m-am bucurat să văd că se adunau duminica la o anumită biserică. Odată ne-am treceam și pe la Enoriaș. Apropo, și ăsta era un apostolat. Și chiar s-au adunat vreo 95 de persoane joia. Era 95 de catolici de-ai noștri, majoritatea din margine, dar și alți cunoscuți la o liturghie. Și chiar m-au sunat cu o zi înainte. Păi n-ați putea veni cu o oră înainte un pic și l-ați povezi. Și chiar după slujbe erau atât de încântați. Părinte, parcă a fost hramul pentru noi. Și chiar parohul spune, când mai vin? Zic, băi, odată în an, ies așa două săptămâni și fac acest pelerinaj pe la credincioșii noștri. Părinte, vă mulțumesc pentru cuvintele pline de înțelepciune. Vă doresc succes și inspirație în continuare să dezvoltați și să continuați aceste inițiative lăudabile prin care încercați să-i apropiați pe copii, pe tineri și chiar și pe adulți de biserică. Mulțumesc și eu frumos pentru invitație și sperăm să ne mai auzim și cu alte ocazii și la alte emisiuni, că sunt multe experiențe frumoase care e bine să fie transmise, să ne îmbogățim reciproc. Salut cu drag pe toți ascultătorii, ieri ci să fim și cei care ne urmăresc la Angelus TV, cei de la Valea Mare așteaptă mereu asemenea emisiuni, s-au bucurat să audă și Monseniorul Grigore, fiul satului și
Sperăm cu ajutorul Domnului să fim în comuniune mereu, chiar dacă suntem la distanță unii de alții. Lăudați să fie Iisus Hristos! Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit și săptămâna viitoare alături de mine și de viitorul invitat al acestei emisiuni. Toate bune! Interviul săptămânii la RCIS FM. Interviul săptămânii la RCIS FM.